Primăria municipiului Târgu Jiu promite concerte și evenimente de excepție în această vară. Locul desfășurării acțiunilor va fi parcul de la Coloana Fără Sfârșit. După turneul Stradivarius de săptămâna viitoare, municipalitatea invită melomanii la un spectacol de muzică intitulat Clasic la puterea a treia. La finalul acestuia, un târgujian promite un spectacol inedit cu drone pe cerul de deasupra parcului de la Coloană. Dansul aerian al dronelor, 55 la număr, va fi prezentat în premieră la Târgu Jiu. Unul dintre evenimente de muzică clasică este pe 20 august, organizat de noi. Am primit o proiecție inițială și în momentul în care voi avea filmulețul de prezentare, voi prezenta o mică parte pentru că trebuie ca surpriza să existe. Duelul Viorilor va fi ultimul spectacol organizat la Târgu Jiu. Evenimentul va avea loc în data de 28 septembrie și face parte din seria Turnee de poveste. Pe 20 august e organizat la Coloană și acolo, așa cum am și declarat în conferința de presă, am legat și un mic spectacol de muzică și lumini realizat cu drone, cu 55 de drone, care cumva va încheia spectacolul de muzică clasică. Se va realiza undeva seara ca să se poată vedea mult mai bine, după ora 9. Spectacolul de lumini va fi cumva... În jurul Coloanei. În jurul Coloanei va fi acel spectacol de lumini cu drone. Eu zic că va fi o surpriză extrem de plăcută.